Libertate, te iubim, se striga în decembrie 1989 pe străzile României. Iar pentru această libertate, atunci, mulți tineri au murit, de la Timișoara la București, aproape în toată țara. Înaintea lor, în deceniul negru, mureau sau erau aruncați în pușcărie sute de români care nu voiau să se dezică de trecutul lor. Acestor oameni, care s-au jertfit, le-a dedicat artistul vizual Elena Murariu o serie de lucrări reunite sub titlul Libertate, te iubim. Expoziția a fost deschisă săptămâna trecută la București, la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței, de pe strada Jean-Louis Calderon, numărul 66. Sediul din strada Calderon, al Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței, s-a dovedit a fi neîncăpător la vernisajul expoziției Libertate, te iubim, semnată de artista Elena Murariu. Într-o atmosferă de înaltă spiritualitate, publicul a fost martorul unei expoziții cu profunde semnificații. Este o expoziție dedicată martirilor și eroilor. O pagină de istorie a noastră. E vorba de perioada comunismului și sângerosul decembrie 1989. Nu există patimă în această abordare. Am încercat să fac lucrurile firești, simple, să vorbesc despre această temă dureroasă în cuvinte, dacă aș putea spune, potrivite. Au luat cuvântul doamna Ana Blandiana, părintele Bogdan Tătaru Cazaban și criticul de artă Luigi Bambulea, livrând o consistentă exegeză a operei Elenei Murariu, o voce fermă și recunoscutibilă a artei contemporane românești, cu conținut înalt spiritual. Expoziția am gândit-o pe mai multe teme. Teme ale suferinței, tema foamei, tema singurătății, tema claustrării. Apoi sunt teme chiar ale bucuriei, adică hrana pe care o aveau, hrana spirituală, momentele de duioșie, de camaraderie, momentele în care tindeau spre Dumnezeu și îl descopereau pe Dumnezeu. Dacă vorbim despre jertfa din decembrie 89, avem tema eroilor, cărora trebuie să le fim recunoscători. Anul acesta se împlinesc 35 de ani de la acel moment. Culorile sunt alb, negru și roșu. Acestea sunt dominantele. Albul cu trimitere la rai, negru trimitere la moarte, la ce este rău, iar roșu trimitere la prima jertfă de la începutul lumii, atunci când Cain l-a ucis pe Abel. Demersul este unul viu și consistent și aduce în conștiința tinerilor momente importante ale istoriei noastre recente. În ultima sală, acolo unde sunt prezentați martirii Revoluției, eroii Revoluției, ca într-o grădină a Raiului, mi-am permis să aduc și câteva lucrări care au o trimitere mai accentuată spre icoană. Toate acestea sunt niște desene doar, dar în cazul acesta, trimiterea spre icoană este mai evidentă. Maria Ploaie a recitat fragmente din poezia Temniței, captând publicul într-o emoție puternică. Învaroase cumplite, zdrobiră tăcerea, în cioburi de răcnete mari cât durerea, țăndări din sufletele noastre au ajuns până la cer, martirii ardeau pe ruguri de ger, atât de cumplite au fost suferințele, atât de năprasnică urgia, încât în noaptea aceea unii și-au pierdut mințile, alții și-au pierdut veșnicia. Expoziția poate fi vizitată până pe 15 mai în strada Jean-Louis Calderon numărul 66 din București.